Bun găsit din nou. Da? Deci eu acum continui să gătesc, sunt tot azi, adică sâmbătă, voi mă vedeți mâine, adică duminică. Spuneam rețeta supremă. E rețeta supremă pentru mine, sper că și pentru alții și pentru voi, pentru că în descrierea ei la sfârșit spune toate aromele Greciei într-un singur preparat. Îmi lipsește Grecia foarte mult anul ăsta, nu o să o văd. Așa că pe mine m-a incitat foarte mult preparatul ăsta și o să purced să-l fac. Ok. Pentru început, o jumătate dintr-un castravete pe care l-am curățat de coajă și de semințe, castravete din la normal 3-400 de grame. Îl pun în bolul de mixare, o jumătate de linguriță de sare, capacul, să-l facem praf. 2 secunde viteză 7. 1, 2 și gata. Curăț pereții bolului. Hai, Cookie, hai. Cookie mai... E băia bună așa. Ia. Curăț repede, repede. O, ce frumos miroase. Ok. Ia să vedem ce ne mai zice. Pun din nou capacul. Încă 3 secunde la viteza 7 ca să finalizeze operațiunea castravetelor. Gata. Acum. Hai. Hai, Cookie. O să transfer castravetele mărunțit într-un bol, dar pun așa în strecurătoare, da? Ca să-l las să se scurgă bine, bine de tot, pentru că vă dați seama, da? O să fac și tzatziki la produsul ăsta. Revenim. Mai departe cu rețeta. Intenționat nu v-am spus ce o să fac, vă las să descoperiți. Eu sunt așa, ca un copil într-un magazin cu jucării. Rețeta spune să pun 150 de grame de făină. Oare ce-i face eu cu făină? Ghiși ciupercă. 150 de grame de făină. Ok. 80 de grame de unt pe care l-am în frigider. Aici. Ok. Tara este pe 0. Pe 0. Așa. Ok. Bun untul ăsta. 50 de grame de apă din frigider, rece ca gheața. Am avut un congelator. Tara pe 0. Sunt puternic. Nu se întâmplă nimic. Puțină sare. Puțin piper. Bun. Aia pun capacul. 8 urat cu paharul de măsurare. 15 secunde la viteza 4 să amestece făina. Asta este ce mi-a ieșit din făină, 150 de grame făină și 80 de grame de unt. Da, l-am scos, l-am întins, am făcut așa un disc pe care o să-l pun pentru 30 de minute, așa îmi spune rețeta, la frigider. La răcoare cu el, nene. Asta am făcut eu cu aluatul din 150 de grame de făină și 80 de grame de unt și puțină apă. L-am pus la frigider vreo jumătate de oră, pe urmă l-am întins pe forma asta de plăcintă. Așa, da. Și acum, o să înțep baza plăcintei așa, cu o furculiță. Ok. Pe urmă, scuze pentru zgomotele stridente pe care le fac. O să pun hârtie de copt. Niște boabe de fasole ca să nu decoleze. Și rețeta îmi spune să o țin la cuptor 15 minute. Pe urmă să dau hârtia de copt jos și să o mai țin 5-10 minute până se luminește. O să vă arăt imediat. Am pus baza tartei. Încep să vă spun ce o să fac. Pas, prins voi. La cuptor. Și acum o să fac tzatziki, fratelo. Un cățel, doi de usturoi. Știți voi câți.
pun capacul, îl obturez, 3 secunde viteza 7, să-l toace bine. Ok, o să curăț repede repejor după ce mă lasă cookie să desfac capacul. Așa. Treabă rezolvată. 300 de grame de iaurt grecesc. Era la adevărat. O să iau spatula ca să nu risipim, că asta e o chestie mișto de tot. Iaurtul ăsta grecesc, v-am spus, eu aș mânca în continuu. Da. E un pic cam gras. Ok. Mergem mai departe. E un tzatziki mai special. 50 de grame de brânză feta, o să vedeți de ce. Hai, zero tarta. Tarta. Tara. Bun. O linguriță de ulei de lămâie extra virgin. De lămâie. De lămâie. Ulei de... măsline. Da. O linguriță de zeamă de lămâie. Aveam eu. Am în cap multe repede. Mă grăbesc să fac... să dureze cât mai puțin, că lumea se plictisește dacă se uită la videoul lui. Dar nu vă plictisiți voi cu mine, nu? Diana deja îmi spune hai, hai, hai. Așa. Castravetele pe care l-am ras la început, pe care l-am lăsat să se scurgă, l-am presat, este exact cum trebuie pentru tzatziki. Îl pun și pe el. Închid în sec. Nu că aș pofti, Doamne ferește. 5 secunde viteza 3. Ce îmi place zgomotul ăsta. Sună susurul ăsta al iaurtului care se amestecă cu... oh. Nu vă mai zic nimic. Vă las așa să vă bucurați. Da. Prăcum aici și o să vedeți ce o să fac cu tzatziki. Asta am scos eu din cuptor. Da? Țineți minte. 150 de grame de făină, 80 de grame de unt, 50 de grame de apă rece. Am făcut alături pentru o tartă pe care pentru început o să, în care pentru început o să pun 50 de grame din humusul pe care l-am făcut maintenant, da? Adinaur. Nu, maintenant înseamnă imediat. Sunt puțin obosit. Pe care l-am făcut data trecută. Îl întind frumos pe fundul ei și o să vă spun și ce rol are. Am pus humusul la baza tartei. De ce? Ca să nu lasă să pătrundă tzatziki. Și acum, iau așa, uitați cum arată. Uitați cum arată, cum se vede castravetele ăla așa în el. E un tzatziki mai special, mai gros, cu brânză feta, dacă țineți voi minte. Tocmai ca să fie mai consistent, să fie, să nu fie chiar așa lichid. Cu îndemânarea care mă caracterizează, sub zâmbetul ușor ironic, dar cred că mi se pare mie al Lianei, ea știe că am două mâini stângi. Așa. Am pus tzatziki. Am pus tzatziki și acum, cealaltă jumătate din castravetele pe care l-am folosit și la prepararea tzatzikiului. L-am tăiat așa subțire, da? Și pe din două pe lungime. Am făcut aceste semi-discuri și o să continui să îl umplu cu feliuțele mele, sectoarele mele de cerc, ca să-mi aduc aminte de liceu, până când o să arate așa, într-un mare fel. O să vedeți voi imediat. Lăsați-mă să traforez. Iaso! Eu nu prea mai am cuvintele la mine. Îl vedeți ce am aici. E așa, o frumusețe. O să o pun așa frumos jos. Da? Și o să mă ocup un pic de ea, să tai o felie și să fac chestia care nu-mi place mie. Știți voi. Imediat. Lăsați-vă un pic la fața mea. Da?
Forcuțele sunt în sus, adică sunt încântat. Ia. Am tăiat o bucată din ea. Adică, domnișoara. Manifest respectul complet în fața acestei priveliști. Extraordinar de frumoase. Grecia, te iubesc. Îmi vine să cânt muzica din Zorba Greco. Pe cuvânt de onoare. Ta-ra-ta-ta-ta-ra-ra. Extraordinară. Deci e atât de bun aluatul ăsta și cu tzatziki, un pic îngroșat cu brânză feta. Castravetele ăsta cu un plus de prospețime, senzațională. Să o faceți și voi că este. Mă gândesc mâine, din frigider, când o să vină acasă, pe căldură. Ce frumos o să fie. Dragii mei, sunt încântat. Mulțumesc, Cuchi. Seamănă cu alor, nu? Din ciclu eu nu mă laud. Seamănă. Pentru că asta face Thermomix. Da? Rețetele care sunt aici și pe care le găsim în Cuchidu, exact așa ies. Foarte, foarte simplu când îl ai pe Thermomix. Cuchi, mulțumesc. Bravo. Eu și Cuchi, Thermomix-ul meu, vă spun la revedere. V-am pupat, aveți grijă de voi și nu uitați, bineînțeles, puneți mâna și gătiți, gătiți pentru cei pe care îi iubiți, că merită. V-am pupat, pa!